Bine v-am găsit! Astăzi vom rezolva împreună exerciții de asocieri și corespondențe după anumite criterii. Să privim imaginile acestea. Observăm că sunt două rânduri a câte patru elemente. Pe rândul de sus avem un câine, un castravete, un papagal și o pară. Pe rândul de jos observăm un brocoli, o felie de pepene, un coco și o pisică. Pentru a putea asocia elementele de pe rândul de sus cu cele de jos, ar trebui să mă gândesc la un criteriu de grupare. Luăm primul element, cățelul, și observ cu atenție ce se află mai jos. Cu ce l-aș putea asocia? Cu brocoli? Nu. Cu felia de pepene? Nu. Cu cocoșul? Nu. Cu pisica? Da. Oare de ce? Am descoperit că ambii fac parte din categoria animalelor cu patru picioare. Privesc mai departe. Castravetele îl voi asocia cu brocoli, deoarece fac parte din categoria legumelor. Dar papagalul? Papagalul îl voi asocia cu cocoșul, deoarece ambii fac parte din categoria animalelor acoperite cu pene și fulgi. Para o voi asocia cu felia de pepene, deoarece fac parte din categoria fructelor. Iată cum le-am grupat. Acum să vedem dacă reușiți să descoperiți intrusul. Priviți imaginile și formulați un criteriu, apoi grupați. Verificați! Atenție! Unește elementele din prima coloană cu cele din a doua coloană. Descoperă categoriile din care fac parte elementele de mai jos. Asociază elementele următoare. Caută alte criterii de asociere. Verificați. Ați unit autobuzul cu șoferul acestuia? Dar ploaia, ați asociat-o cu umbrela, pantoful cu piciorul, iar pătratul mic cu pătratul mare. Felicitări! Pe curând!